Dimineața în mare fel. Get up right now. La Radio 21. Doamnelor și domnilor, paznic sau taximetrist? Evident, paznic. În primul rând pentru costumații, te rog frumos, ai spray paralizant, ai baston, ai uniformă din aia mișto. Băi, SWAT-im, înțelegi? Deci, când ai intervenție, ce e dicotul? Ce să masca? Ți-i pantalon scurs pe lângă tine. Tu-ți dai seama, vrei să intri la metrou, scoți legitimația. Da, e ok, treceți pe aici. Am nevoie de mașina ta. Sunt paznic. E ok, am nevoie să dansez cu nevasta dumneavoastră. E ok, sunt paznic. Șurubel, ca taximetrist vezi orașul, participi activ la turismul din România. Super. Șurubel, influențezi practic părerea turiștilor despre România. Adică, mai exact, ești un opinion leader de ăla. Un influencer. Bună dimineața, Adi. Bună dimineața. Ia zi-mi. Păi, taximetrist și sunt. Ah, ești taximetrist. Păi ce-ți place mult la meseria ta? Păi, tragic comedie. Nu te plictisesc niciodată. Alin, în București, bună dimineața. Bună dimineața, băci. Ia zi-mi, cu ce votezi? În primul rând cu paznic și spun și de ce. E vorba de niște chestii esențiale. Nu paznic la modul general, adică tot mai promuniște, tot public, adică, să zic așa, de paznic. Mă refer, adică, în sensul că trebuia curaj, în primul rând. Să vei curaj, da. Încă, fidelitate, spirit de echipă, da. Organizare, da. Integritate, da. Viziune, da. Și spirit de convingere asupra angajaților pe care îi subordine. Și spirit de sacrificiu, dacă stai să faci o listă aici. Păi, în primul rând, știi cum spun și latinii, priori patria, adică patria e prima. Ia uite ce frumos. Bine, mersi că ne-ai sunat, asta este vot. Pa, 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 zi frumoasă. Mersi frumos. Zine tu, Ștefane. Agenda securitate. Ei. Frumos. Păi, asta e un nume frumos. De ce? De ce? Pentru că îmi place adrenalina. E bungee jumping. Păi adevărul e că nu știi niciodată. Ai vreo poveste? Lucrezi în direcția asta? Am lucrat. Direcția de pază? Nu mai lucrez. Nu. Bun, mai lucrez. Și da? Aveai, si s-a întâmplat, nu? Ceva de ți-a dat cu adrenalină. Niciodată nimic. Iată, eu cred că e mai multă adrenalină la taximetrist. Te ascultăm, Andrei. Cu taximetrist. Mi se pare... Și gata. Zi de ce? De ce? Pentru că ei în fiecare seară pe altcineva mașină, pentru că acolo trebuie să dai dovadă de curaj, că poți să te urce toți nebunii în mașină. Ia-ți-ne crezul taximetriștilor. De ce ai nevoie? Votul final de la Daniel din Botoșani. Bună dimineața, Daniel. Hai, Dani. Eu votez taximetriști. Yes! Câștigă taximetriști. De ce? Deci am auzit esențialul, după care s-a întrerupt complet. Cred că a tăiat Șurubel ceva pe acolo. Mai zi-ne o dată că s-a întrerupt. Ne mai auzi? Daniel? Daniel. Alo, colegoțul Daniel. Cred că s-a întrerupt. Oricum, votul merge la taximetriști și este 3-2 astăzi. Mulțumim frumos! Dimineața în mare fel. Awesome! La